Doamna Punct spune că este prietenă bună cu semnul întrebării și semnul exclamării. Această afirmație se bazează pe faptul că atât punctul, cât și semnul întrebării și semnul exclamării marchează finalul unui enunț. În vorbire, aceste semne de punctuație sunt asociate cu o intonație specifică. Fiecare dintre aceste trei semne de punctuație marchează finalul unui tip de enunț diferit. Spre exemplu, în enunțul "ploaia a încetat", punctul marchează finalul unui enunț asertiv. Semnul întrebării din enunțul "a încetat ploaia" marchează finalul unui enunț interrogativ, iar semnul exclamării din enunțul "a încetat ploaia" marchează finalul unui enunț exclamativ. Semnul exclamării este folosit și la finalul unui enunț imperativ, ca în exemplul "respectă culorile semaforului". Virgula este un semn de punctuație care se autoprezintă spunând că știe să facă lucrurile ușor, pe rând, cu scurte pauze, ceea ce înseamnă că virgula marchează succesiunea unor părți de propoziție de același fel sau a unor propoziții de același fel. În exemplul numărul 1, ploaia, vântul, tunetele și fulgerele alungă copiii din locurile de joacă, există un subiect multiplu format din subiectele ploaia, vântul, tunetele, fulgerele. Virgula marchează succesiunea subiectelor, iar atunci când apare cuvântul și, virgula nu mai este necesară și nu este permisă. În exemplul "îmi place să citesc, să joc fotbal, să construiesc roboți și să merg în excursii", situația este identică, doar că de data aceasta este marcată succesiunea unor propoziții de același fel. Un alt rol al virgulei este acela de a izola cuvinte care arată o strigare, o adresare, indiferent de locul lor în propoziție. În aceste trei exemple, poți observa că substantivul "copii", care arată o adresare, este izolat de restul enunțului, indiferent dacă este așezat la început, în interiorul sau la finalul enunțului. Virgula izolează și cuvinte sau construcții cu rol explicativ, ca în exemplele "colegul meu, Daniel, este iubitor de animale. Scorul obținut a fost, din păcate, destul de slab". Cuvintele sau construcțiile cu rol explicativ sunt izolate întotdeauna printr-o pereche de virgule. Punctul și virgula spune despre sine că se pricepe să facă pauze reconfortante, ceea ce înseamnă că acest semn de punctuație segmentează enunțurile lungi pentru a face sensul mai clar, așa cum poți observa și din exemplul "nu mai puteam învăța deoarece zgomote stridente se auzeau afară. Sunetul unei sirene săgeta văzduhul". În vorbire, punctul și virgula este un semn de punctuație care redă o pauză cu o durată mai mică decât punctul și mai mare decât virgula. Două puncte este un semn de punctuație care se autodescrie ca fiind foarte stresat, deoarece are mereu multe de făcut și nu știe să se relaxeze. Aceste trăsături se bazează pe faptul că două puncte marchează începutul unei enumerări, așa cum poți observa din exemplele A și B. Pentru a înțelege un text, e bine să citești textul, să-l recitești, să cauți sensul cuvintelor necunoscute, să găsești termeni cheie pentru fiecare fragment, să formulezi ideile principale. Astăzi au lipsit de la școală trei copii, Paul, Mihai și Anda.
Acest semn de punctuație introduce și o replică în vorbirea directă, ca în exemplul. Profesoara ne-a spus, răbdarea și atenția sunt foarte importante pentru a învăța eficient. Semnul de punctuație, punctele de suspensie sau trei puncte, spune despre sine că oferă șansa unei pauze pentru cei care se simt obosiți. Această afirmație se bazează pe faptul că punctele de suspensie marchează o secvență neterminată, o pauză mai lungă care indică o ezitare sau o întrerupere, așa cum poți observa în exemplele. Nerăbdătoare, fetița deschise ușa și îl văzu pe Moș Crăciun. Nu știi ce s-a întâmplat? Chiar nu știi. În acest videoclip au fost prezentate 7 dintre cele 11 semne de punctuație. Punctul a fost prezentat în mod detaliat într-un videoclip anterior. Aici a fost realizată doar o actualizare a celor mai importante informații și ai primit detalii despre folosirea următoarelor semne de punctuație: semnul întrebării, semnul exclamării, virgula, punctul și virgula, două puncte, punctele de suspensie. Celelalte 4 semne de punctuație vor fi prezentate într-un videoclip următor. Pe curând!